vacanții numai acum. Să le preia din mers, le cunoșteau perfect, ei au dus mai departe lucrurile astea, de specialiști pe diverse domenii. Aia sunt eroi și săi noștri ai tuturor. Și politicul nu are neapărat un merit aici, așa e firesc să funcționeze. Bun. Și România ce a făcut? A prezidat, adică nu a încercat să-și impună ea diverse interese sau ținte de acasă. Asta înseamnă să prezidezi? Președintele trebuie să facă exact lucrul ăsta. Trebuie să nu aibă ținte personale sau partinice în raportul său constituțional cu Parlamentul, cu partidele, cu primul ministru, cu guvernul, care sunt eminamente politice. Și este foarte corect și bine polemica de acolo. E normală și democratică. În condiții de arbitraj însă și de mediere însă, care nu există în clipa în care președintele e exact în mijlocul chestiunii. Mă salut, puneți pe aveți o întrebare? Am o întrebare și sunt de la Pătârlace. E o lucrătură aici. De la Pătârlacele și mi-am permis să vă aduc o... Muzeu, domnul Diacu, muzeu. Mamă, m-a spart. La mine nu s-au făcut merele, că a fost secetă mare. De la Pătârlacele. Cred că din toată livada mea de la țară, de la Câmpul Lung, cred că atâtea mere eu. Atâtea. Și mi-a plăcut foarte mult filmul și mi-aș dori să vă văd, președinte, să ne bucurăm de un om de omenie. Un om. Mersi, mersi tare. Nu vă susținem, că vrem un pic mai mult îndrăzneală de la dumneavoastră. Păi, doamne, mai mult decât să îndrăznesc așa un singur om să stau în fața tuturor? Aci! Doamne, ferește! Nu aci! Peste tot! Nu, doamnă! Mai aveți un inconvenient? Nu, doamnă! Nu, doamnă! Nu, doamnă! Uitați! Deci eu mă pregătesc sau încerc să zic eu sunt președintele României. Ăla nu trebuie să dea cu capul. Nu trebuie să împingă oamenii. Nu trebuie să înjure pe nimeni. Dimpotrivă! Deci, dimpotrivă, doamnă, trebuie să iubească pe tot. Deci, vă doresc să intrați în turul 2. Vreau să mai suferim ceva. Mulțumesc tare. N-am suferit de ajuns. Da. Vă urăm succes, creștere în sondaje. Nu, doamnă, în vot, nu sondaje. Și în vot, da, bine. Sondajul nu e, nu te treabă. Nu te treabă nimeni de sondaje. Sunteți actorul nostru preferat, vă știm toate filmele, de asta am vrut să fim să... Și eram băiat bun și în filme, doamnă, nu eram... Cum ați fost în filme? Bătăuși nici în filme. Cum ați fost în filme? Bun să fiți un președinte mai bun. Adevărat. Dacă aș ști cât vă urmărim... Mulțumim. Nu știți ce forță are, are buna cuvință. Eu zic să aibă forță din nou, buna cuvință. Creșteți în voturi mult, să vă dea Dumnezeu sănătate. Așteptăm de la dumneavoastră să ne salvați. Să ne întâlnim sănătoși. Multă sănătate. Să vă binecuvinteze Dumnezeu. Și multă sănătate. Da, domnule, că avem nevoie. Din tot sufletul. Da, domnule, mersi. Mersi. Mult noroc. Și vă mai zic ceva, că tot de promisiune vorba. Una singură fac. Da. Că aia pot. Ziceți. Depinde de mine. Dacă ajung, președinte, te pun jurământul la Ateneul Român, că în altă parte nu mă interesează, acolo. Și după aia plec prin țară iar. Și discutăm pe întelete despre de toate. Peste tot. Na, dar noi vă invităm. Și o iau pe țară. O iau pe țară. Da. De acolo până acolo. Vă așteptăm. Sănătate multă, Doamne ajută. Da. Da. Asta e important. Da. Prima dată. Da. E foarte greu. Asta e cel mai greu, zic eu. O dancilă cu Iohannis suntem duși. S-a terminat. Nu, mai clar. Nu ne mai ducem. Scrie clar pe noi Iohannis.